cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește moral. Dimineața, oameni buni! Bine v-am regăsit la cafea, o perioadă de pauză în așteptarea invitatului nostru, care simte pe propria lui piele binefacerile traficului din municipiul Piatra Neamț. Nu pot să spun că este un trafic, ca să spunem așa, liberalizat, dar pe undeva ar fi pe acolo, deci în așteptarea domnului George Lazăr, președintele PNL Neamț, vreau să vă atrag atenția asupra câtorva subiecte. Începem cu un mesaj de la una dintre telespectatoarele noastre, care mă roagă să facem un apel public către pietonii din Piatra Neamț. Dacă vreți să fiți în siguranță pe străzile din oraș, purtați veste reflectorizante, pentru că deocamdată alte soluții par să nu fie atâta timp cât luminile se iau la ore în care, sau nu există la ore în care traficul este aglomerat, mai ales în jurul școlilor. Mulțumim pentru sugestie. Un întreprinzător poate, privat, poate să facă o afacere, eventual într-un parteneriat public-privat cu administrația publică locală și să-i dea administrației publice locale un procent din afacere, pentru că se practică chestia asta cu procentul. Apropo de procente, nu putem să trecem peste lucru important care s-a întâmplat la Piatra Neamț. Noi, așa, ca și o comunitate unită, am simțit că am fost puțin luați în balon de către administrația publică locală și de către un ONG care vine de unde ne vine lumina acum nouă în județ, deci o parte din lumina care vine acum în județ, este vorba despre Roman. Înainte, marea majoritate a luminii venea dinspre Târgu Neamț. Este vorba despre Cult Fest, un festival care a fost la Piatra Neamț. Dacă țineți minte, a fost pe undeva la sfârșitul lunii iulie sau iunie, nu mai țin minte. Oricum, a fost destul de mult timp în urmă. Atunci a fost un mic scandăluț, pentru că administrația publică locală, cea care o îndemnăm să se asocieze cu un investitor privat să pună veste reflectorizante pentru cetățenii care circulă după ce nu mai este lumină în oraș, deci administrația publică locală a făcut reclamă evenimentului înainte ca să treacă printr-un vot al consilierilor. Ei bine, consilierii de la PMP, se știe, ei sunt foarte săritor când vine vorba de ajutat, au propus un amendament și primăria ar fi trebuit să primească de pe urma festivalului minim 22,3% din încasări. Din ce motive nu știm, probabil dintr-un altruism administrativ de înțeles până la urmă la Piatra Neamț, unde banii din buget de prin 2004 încoace sunt aruncați așa precum mizele la poker. Deci, probabil dintr-un altruism de înțeles, primăria a uitat să ceară banii ăștia dintr-un motiv pe care iarăși îl înțelegem, că a fost greu probabil de făcut calculul. În contract scria că trebuie să încaseze banii ăștia din totalul încasărilor. Dar niște juriști extrem de inteligenți și de binevoitori cu partenerii primăriei au zis tot în contract că din totalul încasărilor din bilete și din alte încasări de la comercianți. Așa că avem două posibilități. Încasăm mai mult la primărie sau încasăm mai puțin la primărie. Cum primăria, v-am spus, în Piatra Neamț este altruistă, s-a
făcut un calcul și s-a ales varianta cu mai puțin bani la primărie. Acum că domnul acela de la Cult Fest era așa printr-un concurs de împrejurări, asistentul personal, consilierul propriu al domnului de la Agenția Dezvoltare Nord-Est, este iarăși o întâmplare fericită pentru acest oraș. Că între timp e pe la Bruxelles, se pare, și probabil că va transfera Cult Fest-ul de la Roma la Piatra și acum în Bruxelles, vă dați seama ce simpatici vor fi cei din Bruxelles, să mănânce varză de Bruxelles și să în balonul cu care se plimbă deasupra orașului. Ar fi o, chiar o inițiativă interesantă, în definitiv, trebuie să-și o ia și ei, nu numai municipiul Piatra Neamț, și locuitorii municipiului Piatra Neamț. Dincolo de asta, înainte de a intra cu invitatul care a simțit binefacerile traficului din oraș și a locurilor de parcare din jurul nostru de aici, așa înainte de a intra în direct cu domnia sa, să mai spunem că astăzi la ora 12 are loc o întâlnire cetățenească cu toți cei interesați de viitorul unor lucrări simbol ale orașului. Adică telegondola, nu. Degeaba îmi spune cineva să spun telegoala. Telegondola, baza hipică, piciorul telegondolei de la plecare și piciorul telegondolei de sus, acolo probabil că se va inventa și un picior, un robot care pe ideea asta a digitalizării va sta sus și cine dorește să ajungă jos mai repede, robotul îi dă un picior în fund ca să poată să beneficieze de toate binefacerile zonei de acolo până jos. Pe parcurs, mai vede un stâlp de telegondolă neautorizat, mai vede și pe al doilea, dar ideea este că putem să discutăm despre simbolul orașului numit telegondolă într-o întâlnire cetățenească. Eu îi aștept acolo și pe chiriașii de la piciorul telegondolei. Cred că ar fi bine ca să fie chemat, nu adus, și domnul Goldan la respectiva discuție, fostul director, domnul Câmpeanu, unul dintre primii directori, sau mă rog, ce a fost el pe acolo. Poate l-aducem și pe domnul Gafița din Franța să vină și el la discuția asta, măcar așa cum vin consilierii pe Zoom. Că așa se fac acum mai nou ședințe. Pe Zoom, la județ toate, la municipiu parțial, depinde cum are timp consilierul. Dacă vrea să vină, dacă nu vrea să vină, e pe Zoom. Adică ne zoomează. Vorbesc ca mă, că n-am făcut emisiune de o săptămână și așa e. Astea fiind spuse, vă așteptăm, stimați oameni, astăzi în sala de ședințe a primăriei, nu e foarte mare, dar probabil că putem ieși pe platou dacă suntem mulți și vedem și cum trece telegondola. Să vedem, eventual când trece, poate să oprească domnul Brohanski, cred, da? Să oprească și cei din telegondolă să ne facă cu mâna, ca să ne dăm seama că este populată. Ne oprim aici, oameni buni, și mergem mai departe cu invitatul de astăzi, domnul George Lazăr, președintele PNL Neamț. Bună dimineața! Bună dimineața, domnul Bănescu! Am stuchit la gură astăzi, deci... Da, ceea ce e bine. Este bine. Astăzi veniți și dumneavoastră la discuția cu telegondola la Piatra? Da. Vai, de chiar aștept să vă spuneți punctul de vedere, dar puteți să vi-l spuneți acum, de la început. Cu privire la telegondola? Nu. În general? Nu, cu privire la dezbateri. De exemplu, mie îmi place că facem această dezbatere despre, după ce a picat proiectul în Consiliul Local. În loc să o facem înainte ca să voteze consilierii în cunoștință de cauză. Interpretabil. Vă rog. Dezvoltați. Da, mie îmi place că să aveți o stare bună, un vibe bun, așa. Ceea ce dă clar și emisiunii și telespectatorilor tot un vibe bun. Da, dacă intrăm direct în subiectul cu telegondola sau cu întrunirea de astăzi. No, după cu... aceea, asta așa, doar ca să nu facem un salt. De da, o zi. Eu, fără introducere, așa eu cumva abrupt intrarea în discuțiile la emisiunea dumneavoastră. Invitația lansată de domnul primar Andrei Carabelea pentru astăzi ora 12 ca
eu știu, cetățeni interesați din municipiul Neamț, presa pe de-o parte, președinți de partide politice, am înțeles, și consilii locali de la municipiul Neamț la dezbatere cu privire la respectivul proiect de hotărâre de consiliu local cu privire la achiziționarea de primărie într-o sumă, cred că de 8 milioane de lei. Și 1.230.000 de euro. Da, în lei așa vine, 8 milioane da. De lei. Bază hipică și ce aparțin de acel picior, ce aparține de Legondola. Mie mi se pare că ideea de a avea dezbatere publică într-o zonă de transparență este foarte bună. Așa este. Pentru că, sigur, știți cum e, întotdeauna în spațiu public mai ales și atunci când decidentul politic sau decidenții politici, consilierii locali, atunci când în spațiu public nu avem informație corectă și lumea nu este corect informată și bine informată, apare dezinformarea. Știți, în locul luminii, când nu avem lumină, practic avem întuneric. Cam aceeași simbolistică are și informarea cu dezinformarea. Ori, da, sigur, dumneavoastră aveți dreptate. Putea mai de mult înainte să intrăm, să fi intrat în ședința de Consiliu Local, să fi avut loc aceste dezbateri publice, dar fiecare consilier local, eu știu și sunt convins că a avut la mapă, la mapa de ședință, câteva zile înainte, așa cum prevede legea, proiectul de hotărâre de consiliu local cu tot ceea ce înseamnă fișele tehnice din spate, cu tot ceea ce înseamnă partea economică în spate, pentru a înțelege foarte bine, pentru a se lămuri fiecare consilier local foarte bine ce prevede respectivul proiect și să-și formeze o opinie și sigur o poziție în consiliul local. De ce unii consilieri nu au participat la vot? Nu vreau să intru în detalii, pentru că ar trebui să intrăm într-o discuție pe care o ducem într-o zonă strict politică. Și acolo apar tot felul de interese strict politice care n-au legătură cu subiectul în sine sau pe fond. Dezbaterea de astăzi este binevenită. E foarte ok să discutăm, chiar dacă vor fi colegi din toate formațiunile politice, masa rotundă a discuțiilor întotdeauna poate duce spre rezolvarea sau deblocarea unei situații, ceea ce asta și contează din punctul meu de vedere. Municipiul Piatra Neamț, pentru că aici vorbim de două obiective care sunt simbol, ca să zic așa, sau partea simbolurilor orașului Piatra Neamț, adică și Telegondola, chiar dacă e un proiect sau a fost un proiect discutat, un proiect cu picanterii, un proiect care a stârnit, eu știu, foarte multe dispute în spațiul public de atunci de când s-a materializat proiectul în perioada domnului Ștefan și până în prezent, dar este și rămâne un simbol al orașului Piatra Neamț, la fel ca și baza hipică, rămâne, i-a fost, este și va rămâne un simbol al orașului Piatra Neamț, orașul Piatra, a municipalității, pentru că această municipalitate, care o denumim noi în continuare primărie, consiliul local, până la urmă, aleșii, care sunt cei 23 de aleși locali plus domnul primar, sunt reprezentanții urbei. Acei oameni decid pentru municipalitate, pentru câteva zeci de mii de pietreni. Acele bunuri nu sunt ale lor, pentru că acele funcții sunt vremenice, cum este și a mea, cum sunt a tuturor politicienilor. Acele bunuri sunt ale comunității, ale pietrenilor. Și e foarte important ca deciziile care se vor lua de acum încolo cu privire la aceste două obiective în Consiliul Local să fie în Consiliul Local să voteze în cunoștință de cauză acolo, în Consiliul Local, și să o facă în interesul pietrenilor, nu într-un interes de partid, așa cum se dă ordin la, eu știu, la un partid sau la altul. Să, domnule, poate e bine să nu votăm sau să ne abținem sau să nu participăm la vot, doar de dragul de a-l bloca pe primarul Andrei Carabela, că vezi, domnule, Andrei Carabela e primar de la Liberal și noi nu trebuie să celelalte partide nu trebuie să voteze ca să îi să-i punem piedică, eu știu, primarului sau să arătăm cu degetul spre el. Nu cred că asta este un concept normal și sănătos. Conceptul normal și sănătos este să votez în interesul comunității. Despre asta cred că ar trebui să discutăm și asta ar trebui să fie fundamentul discuțiilor. Da, așa este, dar o să discutăm la ora 2, adică o să discute cei care participă la ora 12. Pentru că știți cum e? Andrei Carabela nu-și cumpără nicio baza hipică cu banii primăriei pentru el acasă. No, tocmai de asta. Nici Telegondola nu se trage tocmai... cu Telegondola. Despre asta e vorba. Adică rămân acele... No, da, Andrei Carabela și cei care au hotărât pe baza unor analize, probabil, economice... Au hotărât, au propus. Sau, deci au propus pe baza unei analize, pe baza unor lucruri. Așa.
sunt obligați, măcar acum, să discute, să informeze, să ne permit, să ne arate și nouă analizele, să ne arate analizele, să ne spună ce planuri de viitor există, pentru că altfel ne întoarcem în gaura neagră, numită Perla Invest, corect, în care s-au pierdut de milioane de euro. E corect, domnul Bălescu, aveți foarte multă dreptate. Dar acele pierderi ale lui Perla Invest, nu îi se impută lui Carabelea. Nu, corect. Nu putem discuta de Andrei Carabelea să-l lipim de Perla Invest, eu pentru că nu a avut nicio... Eu nu vreau să-l lipesc pe Andrei Carabelea, cu tot putem dragul. Nu vreau să-l lipesc despre o viitoare gaură neagră la Perla Invest. Aia e altceva. Deci nu vreau să-l lipesc de asta și pentru asta îl rog frumos, public, pe el, pe domnul primar, viceprimar Irimia, care a avut o postare pe Facebook care pe mine m-a încântat. Am publicat azi dimineață un material pe asta. M-a încântat efectiv că mi-a spus că telegondola e șa mea și am zis ok, este șa mea, că am plătit-o de vreo 4 ori toți pietrenii. Ideea este hai, convingeți-ne pe noi, ăia care mai suntem interesați de asta, că aveți un plan. Nu că închideți ceva și nu mai faceți nimic acolo. Nu că așa, că aveți un plan. Iese din insolvență Perla, prea frumoasa Perla Invest și din momentul acela, uite măi oameni buni, ăsta este planul nostru. Nu că vine Federația Equestro Galactică și îmi spune într-un mesaj lacrimogen pe Facebook, știți, haideți, e simbolul orașului vostru. Băi, aceștia de la București, îmi spuneți voi care e simbolul, voi care ați stocat milioane de lei în competiții confidențiale? Asta este ideea. Haideți să ne spună, și cu asta încheiem ca să nu ne mai ducem, că avem atâtea de discutat, să ne spună, dom'le, ăsta e planul nostru și ni-l asumăm. Nu îl lăsăm, dacă au hotărât consilierii, dacă am făcut dezbateri publice, am făcut... Cum naiba se cheamă ăla? Sondaj de opinie, parcă. Pe Facebook cu grădina Nicu Albu, care este mult mai mică decât baza hipică, mult mai mică decât telegondola, mult mai... Mă rog, și nu facem pentru asta un sondaj de opinie, măcar pe Facebook. Cunosc eu vreo două, trei publicații care știu să facă sondaje din astea de opinie și le fac. Dacă îi spune domn primar, îl face secunda doi. Nu îi le face poate întotdeauna cum vrea domnul primar, dar s-ar putea să îi le facă. Depinde doar de cerințe și de negociere. Domnul Băiescu, știți cum e? Întotdeauna cei care au făcut rău, și până la momentul ăsta nu e nimeni tras la răspundere pentru răul făcut cu Perla. Altă poveste. Din punct de vedere juridic mă refer. Pentru că acolo, dacă susținerile dumneavoastră sunt, au și corespondent în documente, în hârtii, adică cu acele milioane de euro tocate, pierdute, într-un management defectuos, voit sau din prostie sau din necunoaștere sau nepricepere, în ambele situații legiuitorul ar trebui să intervină să verifice. Corect. Așa, fie că e neputință, neștiință, fie că e rea intenție, da? Că ambele sunt prevăzute în codul penal. Corect, așa și în braca formă de infracțiune. Așa. Acolo, din punctul meu de vedere, cine a făcut rău ar trebui să răspundă din punct de vedere penal, da? În fața organelor judiciare, parchet, respectiv instanțe. Și acolo primarul municipiului Piatra Neamț, Andrei Carabelea, are responsabilitate, și o spun public, să facă toate demersurile din punct de vedere legal, să defere instanțelor de judecată, parchetului, și să dea și bani înapoi, sigur. Eu fac gestul ăsta. Da, am văzut. Ar trebui să facă toate demersurile legale, corecte, administrative, ca primăria să dea parchetului competent spre justă soluționare dosarul care înseamnă tot ce a presupus Perla Invest și sifonarea, cum a spus și noastră, a milioane de euro. Dacă aceste lucruri au corespondent clar în realitate și în documente. Și acolo cineva să stabilească a cui este vinovăția. Pentru că sigur este inadmisibil să ai în patrimoniu Perla Invest, să ai în patrimoniu și telegondola și baza hipică și alte bunuri, eu știu, care au fost de-a lungul timpului și să ajungi cu ea în situație de faliment în care s-au pierdut acolo sute de mii milioane de euro. Adică nu e ok. Și după aia tu primărie să vii să o cumperi din nou. Dar ajungând înapoi la Andrei Carabelea și aici mă opresc pe subiectul acesta, ceea ce face astăzi Andrei Carabelea nu face altceva decât să
și încearcă să scoată negreala aia la suprafață. Adică să rezolve niște probleme astăzi, în 2022, care datează de ani de zile în urmă și care au fost probleme generate de fostele administrații. Nu vreau să acuz pe nimeni, Doamne ferește, nici pe domnul Ștefan, nici pe continuatorul lui, pe inculpatul Dragoș Chitic, Doamne ferește, nu vreau să-i acuz de ceva. Dar problemele de acolo vin, din epoca domnului Ștefan și a inculpatului Dragoș Chitic. Da. E realitatea. Ce face Andrei astăzi, Carabelea, primarul de Piatra Neamț, încearcă să scoată la lumină, să scoată din mocirlă această societate pe la invest cu patrimoniu cu tot. Și sigur, cine încearcă să facă ceva astăzi, de unii e acuzat, de alții e lăudat sau apreciat. Dar nu pot să nu sezez ușoara meschinărie a mesajului public dat de alianța, unii spun toxică, eu îi spun doar alianță, PSD-PMP al de la nivelul Consiliului Local Piatra Neamț, în care, domnule, nici măcar nu te duci la ședință, cu toate că înainte ai fost informat despre proiect, ai avut posibilitatea să discuți la nivelul primăriei, la nivelul comisiilor de specialitate, ai fost informat, ai avut posibilitatea să, să propui alte soluții, să vii cu amendamente, că poate proiectul lui Andrei Carabela nu e perfect, totul e perfectibil, domnul Bălănescu. Dar dacă consideri că acel proiect nu e 100% bun, e parțial bun sau nu e ok pe fond, bă, vii cu alte soluții. Dar nu poți să lași lucrurile așa să se ducă în faliment și atunci să fie acele bunuri scoase la licitație și vedem ce o fi după noi potopul. Dacă ești primar responsabil, nu poți să faci așa ceva. Iar ce a făcut Andrei până în momentul de față, a făcut bine din punctul meu de vedere, cu o singură sincopă, că nu, probabil că nu a comunicat în spațiul public suficient și nu a făcut... Și nu a început cu această dezbatere care propune astăzi la 12, cu ceva timp înainte sau eventual cu mai multe dezbateri. Asta cred că e singura sincopă, dar în rest, fondul proiectului propus de Andrei Carabelea este ok, pentru că vine să rezolve ceva. Dacă stătea cu mine, sunt nepăsător și nu făcea absolut nimic, atunci era de condamnat, domnule, ai lăsat lucrurile să degenereze în continuare. Nefăcând nimic, ai stat pasiv, cu toate că ești primar. Dar dacă ești proactiv, sigur, ajungi și la critica unora. Da, ok, așa este. Eu nu vreau să mai mergem mai departe, pentru că ar fi încă, deci, de acord cu dumneavoastră, trebuia discutat înainte. Eu de la administrația locală aștept un plan pe care să-l prezinte astăzi. Ce se întâmplă după? Pentru că e un milion și ceva de euro care e se duc. E corect ceea ce spuneți. Deci, ce se întâmplă după? Un plan bazat pe niște cifre și date și nu vreau să mai fiu intoxicat pe Facebook cu următoarea frază. Vai ce profit are Perla Invest. Domne, de 4 ani de zile de când e insolvență, are un profit și văd angajații primăriei. Știi că a fost frumos. Deci, angajații primăriei și la ordin, directori de societăți, etc., etc., care preiau acest mesaj și îl dau. Cum să nu mai știu, că mi-e și silă să-l citesc ceva. Perla care se înalță, se nu știu ce. N-am văzut. Este jenant, este mincinos, este un profit făcut în hârtii, să nu mai discutăm că îl putem face. Și mai este un aspect, și cu asta basta, încheiem. Eu aș fi chemat astăzi la... I-aș fi invitat personal cu telefonul pe chiriașii de acolo, de la piciorul Telegondolei, să vină să spună, de exemplu, unul cum a preluat o clădire arsă cu totul, a băgat bani în ea, a făcut-o un restaurant frumos, n-a primit niciodată niciun ban pentru tot ce a băgat acolo și acum spațiul se scoate la licitație și cu contribuția lui nerecunoscută de nimeni. De exemplu. Și mai sunt și altele. Da. Ar trebui să participe la discuții și domnul Ciprian Șerban. Da. Poate ar fi trebuit să fie chemat și domnul, dacă îmi scapă, Gabriel Muraru, domnul Decebal Draghiș, cei care, știți că erau prin dosarul ăla, Microsoft, ceva, nu mai știu, că eu nu prea le-am pe astea, cum e, cu geanta de bani dusă dintr-un loc în altul. Pe urmă ar mai trebui chemați niște oameni care și-au cumpărat apartamente prin Piatra, de pe tranzacțiile de acolo. Știți ce, mă scuzați că intervin, știți ce e din punctul meu de vedere strigătorul la cel pe componenta asta ușor politică? Că
cei din Alianța PSD, PMP, ALDE nu sunt, sunt revoltați de situația de la Piatra și nu participă la vot și ies și dezinformează. Nu se uită la județ, clar. Și dezinformează prin articolele care le publică, fie pe Facebook, fie care le dau plătite la comunicate de presă, către presă, și dezinformează opinia publică, dar măcar Andrei Carabela la Piatra Neamț cumpără, adică acele 8 milioane de lei, 1,2 milioane de euro, realizează ceva cu ele și răscumpără, dacă vreți, cred că e mai corect termenul, bunul care au aparținut și ar trebui să aparțină în continuare patrimoniului municipiului Piatra Neamț, iar în partea elaltă, niște, la CJ mă refer, aceeași alianță, în dublă măsură, da, votează cu mâinile sus, cu ambele, orice propune domnul Arsenie. Și votează birou de 2,5 milioane de euro, votează spital închis la Lescani, votează porți de intrare în județ de 1.600.000 de euro, votează chermeze, festivalul și lăutari angro la toate comunele, mai ales la Târgu Neamț. Adică acolo nu mai ești atent aici la risipa banului public. Aici ați fost rău, pentru că ați spus la toate comunele, mai ales la Târgu Neamț. Târgu Neamț, cu respect, vă atrag atenția. E un oraș, da. Toate comunele, n-am specificat. Așa, da. Este un oraș. De unde ne vinea lumina, cum spuneam la început. Știți cum, acum în zona aia Târgu Neamț, e o expresie, nu vreau să dau nume neapărat, ca să nu se supere cineva. Zic, chiar zilele trecute a fost o ultimă expresie de genul, dar e folosită din ce în ce mai des în rândul sau în zona Târgu Neamț. Și de acolo oamenii care pleacă din zona Târgu Neamț ca să intru și eu în starea de bine pe care în care v-am prins pe dumneavoastră la începutul emisiunii, sub formă de glumă, dar e o glumă serioasă, cei care pleacă din zona Târgu Neamț și merg așa, călătoresc prin județ, întrebați de unii sau de alții, domnule, dar de ce s-a luat decizia aia? Dar de ce s-a luat decizia ailaltă? Și oamenii neputând să răspundă, că știți că în miliție pe timpuri ordinul se execută, nu se discută, zic, domnule, ce să facem? Așa a fost ordinul. Domnule, dar de ce l-ați spus pe X nu știu unde? Păi așa a fost ordinul. Păi da, pe Y în partea altă, păi așa a venit ordinul. Păi pe omul ăla de ce l-ați schimbat de acolo? Păi așa a fost ordinul. Adică în zona Târgu Neamț totul se întâmplă la ordin. Și ordinul vine de la București. Că la București stă cineva care conduce și destinele CJ Neamț. Deci, cum era cu Băsescu și cu... Așa cum am vorbit despre Telegondac. Cu, cum îi spune, fostul premier al României, Mihai Răzvan Ungureanu, la început a fost telefonul și la telefon a fost Băsescu. Așa e și aici. La început a fost ordinul și ordinul era de la Arsene. Da. Asta cu Răzvanul, cu Mihai Răzvan Ungureanu. Mihai Răzvan Ungureanu e interesantă, pentru că Mihai Răzvan Ungureanu a fost legat cumva de județul Neamț. Într-o oarecare măsură, da. Da. Soția domniei sale, care știm că a prestat servicii multe pentru o multinațională, a început cumva din Neamț, de la Pipirig. Probabil, nu știam detaliile astea. A lucrat un pic acolo. Dar asta se întâmpla undeva în anii 2012, acum 10 ani. Nu s-a schimbat nimic, domnul. Păi, vedem că pe zona Târgu Neamț, de unde... Eu de zic unde să extindem. Nu s-a schimbat. Sau poate încă se mai au unii lumină. La început e ordinul și ordinul de la Arsene. Problema că ordinul de la Arsene, asta pot să o înțeleg. Problema că alții, sau altul mai exact, care se vrea mare șef, le execută, orbește, fără a să crintească, acolo e altceva. Da, e într-o logică corectă a zonei Târgu Neamț. Că, repet, în miliție, ordinele se execută, nu se discută. Am înțeles. Cred că mesajul a fost înțeles. Nu? Probabil că da. Ideea este că să lăsăm acum... Nu, că eu sunt mândru cu meseria pe care o am, pe care am avut-o, adică nu-i nicio rușine. Da, și omul de servici e foarte mândru, oricine are o meserie în țara asta, și pe timpuri se zicea meseria e brățară de aur, nu trebuie să deranjeze pe nimeni. Meseria pe care o ai sau pe care ai avut-o e o mândrie, până la urmă te-ai pregătit, fiecare se pregătește, școală, liceu, facultate, studii post-universitare după caz, ca să ai o meserie. Nu... Am înțeles. Nu trebuie să deranjeze deci, pe nimeni. Eu vreau să spun doar așa, că așa cum am scris despre Perla Invest, despre Cult Fest, am scris și despre biroul domnului Arsene. Așa, știu, deci, știu, deci știu, din știu. Punctul ăsta de vedere, știu. Noi ne simțim, ca să spunem așa, deschiși la dialog cu toate autoritățile în forma asta. Să mergem scris. Mai departe. Și ați fost printre puținii care au scris. Să mergem mai departe.
Mai acceptați o provocare? Sigur că da, cum să nu. În această dimineață, câte? Un coleg de-al meu, da, a primit un pont, că așa se întâmplă în presă, că primești pontul, și s-a dus într-o localitate din acest prea frumos județ, în zona Târgu Neamț, în localitatea Crăcăoani. Crăcăoani, o localitate interesantă. Și a asistat la îmbarcarea copiilor într-un autobuz școlar. La volanul mașinii, un nene care era pensionar, care nu era șoferul autobuzului și care o să aflăm în continuare astăzi dacă avea sau nu avea permis atestat să conducă un microbuz cu copii. Întrebat respectivul, domnule, dar știți că eu nu sunt angajatul primăriei, a urcat pe autobuzul ăla, și unde e angajat? E bolnav, își face niște analize. A venit directoarea școlii, foarte... Na, a venit presa acolo, vă dați seama. Ce caută presa acolo? Până la urmă, acum sunt discuții cu domnul viceprimar acolo, pontul sună cam așa. Vreo 20 de persoane din Crăcăoani, nu știm dacă și doamna primar să trăiți, cea care și-a angajat fiul administrator public și a trebuit să-l dea afară, să trăiți. A plecat cu vreo 20, nu știm dacă e și ea, în Delta, la o pensiune. Tot cu microbuzul de la școală? Nu, microbuzul a rămas, că nu puteai să pleci cu microbuzul. Dar mai sunt niște mașini pe acolo. A plecat în Delta, la o pensiune, și cei doi șoferi de pe microbuz, că sunt doi, nu e unul care să fie bolnav, trebuie să-i țină locul altul, a condus ar fi Delta și ei la tratament, că sunt bolnavi, în Delta. Se tratează probabil cu țânțari. Știți că pe vremuri, când aveai o problemă, priai țânțarii să te muște, să-ți scoată sângele. Sau lipitorile. Acum nu știm dacă lipitorile au plecat de la Crăcăoani, duse acolo și se face tratamentul în zonă sau nu. Dar este o modalitate interesantă prin care poți să dai de lucru unui pensionar ca să se ducă și el, să mai ducă niște copii, să interacționeze cu copiii, să vadă care sunt problemele generației tinere, când într-un autobuz poți să afli lucrurile astea, îi duci pe copii, aduni, îi vezi, mai înveți și tu ceva, vorba bancului, știți, cu, știți, a venit timpul să vorbim și despre educația sexuală, ce vrei să știi, copiii îl învață pe șofer, etc. Deci, cam așa merg lucrurile și se supără lumea când se supără unii când spune că lumea nu mai are încredere în autorități. Bun, de pe generalizat, acum că nu toți, eu știu, primarii au un comportament în sensul celor deschise dumneavoastră mai devreme. Sunt și primari care sunt decenți. Nu, dar e interesant, nu? E frumos. Interesant, da, sigur că da. Interesant. Acum să mergem să vedem ce mai face președintele PNL Piatra Neamț în calitate de președinte PNL. Tocmai președintele PNL Piatra Neamț, domnul Andrei Carabelea, bunesc că face multe neamț, scuzați-mă, scuzați-mă că mi-a rămas Piatra Neamțul pe limbă. Da? Poate, cine știe, poate preluați interimar organismul. Nu. Poate pușchea pe limba mea. La Piatra Neamț politic este președintele domnului Andrei Carabelea și face echipă cu domnul senator Eugen Țapu. A, atunci este clar. Tocmai citeam niște postări acum ale dumneavoastră și a domnului senator, da, apropo de un program prin PNRR, care ne spune că unele noi localități vom beneficia de nu știu ce încălziri la clădiri, le recondiționare. A, vă referiți la valul renovării. Așa, valul renovării. Tot vorbeam, da, de Delta, știți? Da, ce e acolo? Ce se întâmplă? Că eu recunosc că am citit pe sărite. Păi între undeva la vreo 72 de milioane de lei în județul Neamț, sunt 7 primărie, primăria municipiului Piatra, Roman Roznov, Timișești și Ruginoasa, Oniceni și Târgu Neamț, cele 7 primării care au accesat prin PNR pe valul renovării, au depus proiecte și au câștigat deci sume destul de bune, să spun așa, sau de consistente. Mă refer la cele primării de bani pe fonduri europene. Păcatul este că nu toți primarii din județul Neamț sau acolo unde situația se impunea nu au accesat proiecte pe valul renovării prin PNRR pentru că era o gură de oxigen pentru a intra banii în comunități și a rezolva probleme ale unor sedii imobile care poate sunt degradate sau sunt într-o stare de uzură foarte mare.
Dar pentru acești primari care și, sigur, consilierii locali din zonă, aparatul specialitate, toată aprecierea și... Deci a fost o sesiune deschisă, de puteau să fie și mai mulți. Eu i-am informat, pe, cel puțin pe colegii mei din PNL, am informat pe toți cu privire la stadiul ghidului, apariția ghidului, când s-au scos, am ținut legătura cu domnul Abrudean, cu șeful cancelarei premierului, cu premierul pe subiectul ăsta. Chiar la un moment dat, județul Neamț era undeva la coada clasamentului la solicitări depuse. Am luat legătura imediat din nou cu primarii. Unii au înțeles foarte bine, unii, nici nu cred că au avut adresabilitate către acest tip de proiect, dar unii cred că nu au avut fie consultanți potriviți, fie, eu știu, nu au avut oameni, capacitatea de a face proiectul atât de oameni repede. Pregătiți în primărie. Da, dar proiectele astea, că le știi dinainte, a apărut ghidul, ai ghidul, după aia se deschide colul de proiect, adică dacă ai aparat de specialitate cât de cât pregătit în primărie, nu trebuie să ai o problemă. Sau dacă nu îți permite, eu știu, aparat de specialitate, faci contract, că asta e în lumea modernă, faci contract cu o firmă de specialitate, cu un orariu de succes clar și îți scrie și îți depune proiectele. Pentru că, sigur, o primărie ca Piatra Neamț are foarte multe departamente, compartimente, Roman la fel. Celelalte primării, eu știu, din mediul rural mai ales, n-au atât de multe compartimente și atât de mult personal calificat pe proiecte europene și atunci trebuie să apelezi la o firmă de consultanță. Sunt foarte multe. Important este să o alegi pe aia bună care știe să-și facă treaba. Că așa e plină lumea de consultanță în Bănescu, știți foarte bine. Ori fiecare consultant când se duce la primar îi spune, domnule, dacă faci cu mine îți garantez, am intrare și la ministru și la prim-ministru și la CNI și la PNI și la... Eu cu mine rezolv tot. Îi face proiectul, ia niște bani primarului și pe aia nu răspunde la telefon. Și zice, bă, dar n-am reușit proiectul. Păi, domnule, ce să vă fac? Dar n-ai zis că vorbești cu ministrul sau... Știți care este sloganul la modă în momentul ăsta în lumea consultanților? Nu. În Moldova? Nu. Deci este așa, sună cam așa. FNQ, Radu FNQ, Relu, Relu FNQ, FNQ, Relu FNQ. Da. Ăsta este sloganul la modă. E un slogan, dar domnul FNQ știu că face consultanțe. Face consultanțe și cu succes. Și în Neamț, și în alte județe. A făcut în perioada lui Cosmaciuc, a făcut predilecție și în Neamț, da. Face și acum. Probabil că face acum pe contractele vechi, care le-a generat domnul Cosmaciuc. Da, probabil. Probabil. Probabil, nu știu. Deci, dar asta îmi spun primarii, că sunt vizitați des și cu tot felul de oferte de domnul Fenechiu. Foarte treaba lui. Business-ul lui pe mine nu m-a vizitat, nici n-am discutat. Spuneți-mi un pic... Domnul Fenechiu îl vizita foarte des și pe domnul Arsene. Și pe domnul Arsene. Da, da, că am și scris o dată, era la Consiliul Județean. Chiar informația am avut-o la dumneavoastră, din presă, sigur. Da. Domnul... Și în același timp îl vizita și pe domnul Cosmaciuc. Deci erau oameni momentului, adică punea, normal. Probabil că îi punea cap la cap. Dacă mai aveau mici disensiuni domnul Arsene cu domnul Cosmaciuc, venea domnul Fenechiu și îi așeza, îi punea cap la cap ca să se înțeleagă mai bine. Ca drept dovadă că se înțeleg foarte bine și acum domnul Cosmaciuc cu domnul Arsene, adică nu e niciun fel de problemă. Asta nu știu, dumneavoastră trebuie să știți. Dacă... Păi nu și-a pus pe omul, păi nu știu, citesc și eu în presă, nu l-a pus pe domnul Arsene, l-a pus pe mâna lui dreaptă pe domnul Hopșa, șef la RAR. Păi, nu domnul Hopșa votează cu două mâini pe acolo, pe la CJ. A domnul Hopșa mai este în PNL sau nu mai este? Nu, l-a dat afară din PNL pentru că votează bara-bara, cot la cot cu cei de la PSD, cu domnul Arsene, mai exact. Și votează că votează lucruri corecte și lucruri bune pentru județ, nu mă deranjează, că și consilierii județeni ai PNL votează ceea ce e corect, Doamne ferește. Dar votează împotriva primarului, adică a votat să primească primarii noștri 0 lei, asta nu pot să concep așa ceva. Și după aia, ca răsplată, a primit postul de șef la RAR. Asta am citit în ziare din Piatra Neamț, în Atacom. Noi am dat și la dumneavoastră. Noi am dat mesajul, chiar domnul Hopșa încă nu primise ordinul și l-am sunat și nu primise ordinul. El știa că îl primise probabil. Probabil că știa că vine sau că... E greu să cred că a făcut treaba asta fără știrea domnului Cosmaciu, care era tăticul lui. E greu să cred. Acum știți cum e, presupunerile sunt presupuneri. Presupuneri, idei, sigur că da. Păi, nu discutăm în politică, nu poți să discuți doar cu date certe. Discuți și cu foarte multă informație care duce să, cu gândul la să faci tot. Haideți să vorbim un pic și despre un lucru, tot întreabă lumea și ce se întâmplă cu discuția asta privind prețul la energie, plafonări. Sunt discuții în continuare în coaliție. Noi mergem pe ordonanța de guvern, pe HG-ul dat acum o lună și ceva în urmă. La acest moment se dorește în Parlament modificarea respectivului HG. În ce sens?
specialiștii din ANR, cu specialiști din Ministerul Energiei, de la guvern, de la ONG-uri, de la alți, eu știu, din Parlament, discută pe această temă. Nu pot să vă spun eu cum o să iasă. Dacă sunt niște discuții legislative, sunt discuții să se reglementeze într-o anumită formă piața energiei pe următorii 2 ani. Adică se merge tot pe ideea unei plafonări sau sunt variante mai multe? Păi la momentul ăsta avem o plafonare la 0,68 dacă nu mă înșel eu și 0,38 la gaz și 0,68 la energie până în 255 de kW. La limită și după aia la preț de furnizor, iar la gaz e fără limită de consum. Cum o să iasă din Parlament, o să vedem și noi. Încă sunt discuții acolo. Ar fi greșit să-mi dau eu cu presupusul că va fi într-un fel sau altul. Așteptăm să vedem cum iese de la Parlament. Sunt dezbateri de, cred că, de aproximativ o lună de zile acolo și o să vedem cum iese. Cum va ieși de acolo, are caracter de lege până la urmă că e adoptată de Parlament, dar ce știu și vă pot spune cu siguranță că gândirea și filozofia făcută de Virgil Popescu, ministrul energiei, colegii liberali și inclusiv sub autoritatea premierului, este ca consumatorul casnic până la urmă, consumatorul final, fie că vorbim de persoane juridice, fie că vorbim de persoana fizică, consumator casnic, să aibă prețuri suportabile pentru, atât pentru electricitate cât și pentru gaz. Pentru că, vedeți, astăzi principala problemă în România, ca și de altfel în Europa și cred că pe mapamond în general, în toată lumea, e criza prețurilor, adică inflația. Avem prețuri galopante. INSE-ul ne dă undeva o inflație, cred că, orientată 15 sau 17%. Cred că sunt date culese de ei și probabil au corespondentă realitate, dar ceea ce simt eu personal și ceea ce simțim, cred că, cu toții, cred că prețurile sunt mult mai ridicate decât acea inflație de 15-17%. Eu vă dau un exemplu. Avem o rată bancară de 2500 de lei. Acum, din 2500, s-a transformat în 3200. Sunt 700 de lei în plus pe lună. E o sumă de bani. Destul de, nu foarte mare, dar se cunoaște în bugetul lunar sau în coșul lunar al familiei mele. Prețul la gaz crește, prețul la pompă a crescut, prețul la energia a crescut, prețul la alimentele de bază, la toate alimentele până la urmă a crescut, prețul la servicii a crescut, toate prețurile au luat o razna în Europa, inclusiv în România. Salariile, pensiile sunt tot alea pe care le știm, adică noi trebuie să strângem cureaua. Bine, românul dinainte de 89 era obișnuit. Mai strângem cureaua, dar astăzi în lumea civilizată în care trăim, în Europa, în tot ceea ce înseamnă interconectarea în care suntem astăzi fiecare persoană, nevoile, necesitățile pe care le avem fiecare, cred că trebuie să luate măsuri în continuare pentru ca populația, până la urmă fiecare dintre noi, să nu resimțim din plin sau în plină figură aceste creșteri galopante ale prețurilor. Știți, spunea un ministru probabil, că nu mai... Că, domnule, România ar trebui să mai stângă câte un bec, să mai facă așa, că... Noi nu suntem în război, nu suntem în Ucraina, deci, ne bombardează nimeni. Noi, deocamdată, suntem țara cu cel mai mic consum din Europa. Din Europa. Dar să știți că am prieteni care poate greșesc, dar dacă nu suntem pe ultimul loc, suntem pe penultimul loc. Ce Dumnezeu să mai stingem în țara asta? Am stins termocentrale, am stins aia. Ce Dumnezeu să mai stingem? Noi, România, suntem, comparativ cu țări mari din Uniunea Europeană, inclusiv cu Germania, suntem într-o zonă mult mai ok în ceea ce privește sursele de energie și de gaz. Germania, să știți că în Germania, în Olanda, vă dau exemple care le-am auzit și eu de la oameni care vin de acolo, situația arată mult mai rău ca la noi. Mult mai rău ca la noi din punct de vedere a tot ceea ce înseamnă resursa asta a gazelor și respectiv a energiei. S-a scos să ia de la noi gaze, o să ia de la noi Germania. Păi de ce se ia de la noi? Păi uite așa, că ei sunt puternici și noi așteptăm să vedem ce ne spune Bruxelles și dacă Bruxelles nu ne spune ce să facem, na. Până la urma urmei, România are și un președinte, are și un guvern, nu cred că cineva ne poate chiar călca în picioare. Vedeți de altfel ce se întâmplă și cu intrarea în Schengen. Adică îndeplinim de ceva timp toate condițiile de a intra în Schengen, trebuie să fim tratați ca europeni de primă mână, nu de mâna a doua sau de mâna a treia, așa cum ne consideră unii sau alții de prin Europa.
Și în continuare avem piedici. Ați văzut ieri, cred că ieri sau alaltă, rezoluția dată de Parlamentul din Olanda ca o indicație, cum ar veni pentru europarlamentar, domnule, să nu adere România la Schengen, adică să se opună, ceea ce mi se pare profund incorrect. Este profund incorrect. Dar noi suntem foarte corecți cu ei. Ba chiar acum am auzit azi dimineață, nu știu, cred că pe domnul prim-ministru Ciucă l-am auzit, că domnule, așteptăm să vină, acceptăm să vină olandezi să ne controleze. Ce să ne mai controleze, domnule? Să ne ia garoafele, să ne facă cu ele vânt, ca să face să meargă eolienele din țară? Ce să ne mai controleze? Toată lumea spune că îndeplinim condițiile. Doar niște șmecheri din Olanda care vor Portul Constanța sau Damenul să ia contracte, vor să stăpânească piața asigurărilor, mai vor, nu mai stau acum să spun tot ce vor, și noi le dăm, sau mă rog, nu le dăm. Respectăm un proces economic de negociere politică ca să intrăm în Schengen. Ce să le mai dăm? Ce să-i mai vrem? Să-i aducem la noi, să-i băgăm în școli să ne explice de ce roșia olandeză e mai bună decât roșia românească? Oamenii ăștia ar trebui interziși. Interzicem păruși să intre în țară, interzicem păruși să intre în țară, pentru că război, Ucraina, etc., înțeleg, și pe nesimțiții ăștia, șengheniști, nesimțiții ăștia, care ne blochează de ani de zile la un joc din ăla de șantaj ordinar, european, democratic, dar tot șantaj este, pe ăștia îi primim să ne controleze. Hai sifon, ca să nu zic altfel, în două cuvinte. Sic transit gloria mundi. Știți? Bun, partea de diplomație e una, partea pe care o gândește fiecare în sinele său e alta. Premierul României e obligat, la fel ca și restul guvernului. Eu nu sunt obligat. Și președintele României să țină o zonă de diplomație, să avem ambasadele, cum se spune, deschise, pentru a rezolva problema asta intrării, aderării României în spațiul Schengen și rezolvarea acestor lucruri care trenează de ani de zile, într-un mod civilizat și într-un mod diplomatic. Până la urmă, interesul nostru este să ne vedem acolo intrați odată în Schengen și să terminăm această poveste. Pentru asta sunt convins că atât PNL-ul cât și colegii din coaliția de guvernare, fiecare că vorbim de PPE, de PES sau de celelalte formațiuni care sunt în Parlamentul European și reprezintă interesele celorlalte țări, facem eforturi și fac și colegii din coaliție eforturi ca România să fie primită în Schengen. Eforturile, am văzut, sunt de la cel mai înalt nivel, adică la președintele României. Toată Europa spune că suntem, mă rog, putem intra. Corect. Și vin niște nei ca nimeni, niște nei ca nimeni, pare rău că o spun, dar sunt niște nei ca nimeni, care spun, nu se poate, dar ei o fac oare singuri? Nu există o complicitate diplomatică că una spunem și alta facem? Adică își permite o țară ca Olanda, care este dependentă de multe lucruri din Europa și de alte lucruri, să blocheze o altă țară fără acceptul altor țări, diplomatic vorbind, nu pe față. E o întrebare interesantă pe care a spus-o dumneavoastră, nu avem noi răspunsuri. Nu avem noi răspunsuri, dar măcar de la Piatra Neamț să spună cineva chestia asta, că m-am săturat. Deci, azi mâine o să mâncăm salată de lalele, salată de bulbi de lalele, nu de lalele, de bulbi. Că nu mai au ce face cu ele. Sau o să ne dea apă de mare din Olanda, să scoatem sare din ea. Deci suntem ultimele găini în momentul ăsta din punct de vedere diplomatic și eu aș face cursuri de diplomație pe care să le țină ministrul de externe polonez, ministrul de externe maghiar și încă vreo 2-3 ministri de externe pe care îi pot numi aici. Adică să nu uităm că totuși suntem încă o nație. Nu știu dacă mai este o națiune. Dar mă rog. Suntem și o nație și o națiune. Da. Să trecem la alte subiecte, că deja m-am aprins. V-am spus că azi am stuchit la gură. Domnul președinte, ce se mai întâmplă din punctul de vedere al noastră în acest județ? Prea frumos, că noi nu prea mai știm ce se întâmplă, de exemplu, prin Consiliul Județean. Poate vă spun consilierii dumneavoastră. Nu știu ce se întâmplă în Consiliul Județean, că nu, domnul Arsenie este mai mult la București. Sensul în care nu îl putem deranja de la București, de acolo am văzut și când e la București, are și mașina cu el, de la instituție, e și la mall, e și în
peste tot. El este o, este, cum se cheamă? Legendă vie. Nu, 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 demnitar al județului. Este. Mi-am adus aminte de asta cu Olanda și uite că scapă ideea. Știți cum? Avem un exemplu local. Putem să facem o similitudine. Vă referiți la o perioadă 90 ceva? Nu, ca un subiect drag dumneavoastră. Vă aduc la un subiect drag dumneavoastră. De exemplu, județul nostru nu are apă. Nu are apă, da. Nu are apă. Mi-a tăiat și apă la nu tai, e sistematic, nu tai. Probabil e supărat. Da, nu, dar eu vreau altceva să de la județ, că una noi dintre... de la Roman am început să creștem. Și atunci ne taie apa, știți, da, cum face Putin cu lăsați-vă, lăsați-vă să vă spun. Deci, una din soluțiile pe care am auzit-o în conferința de presă a domnului Mușat. Bogdan Mușat, nu Bogdan Mușat, cred da, că da, da, corect, corect. Nume predestinat de domnitor, da. Așa, întemeietor de dinastie, mă rog, de familie domnească, ca să zicem dinastie. Deci a fost, el a venit cu două soluții. Din ce am auzit eu, eram pe mașină când era conferința așa de presă. Să fac un dig, nu știu unde, să adune niște apă ca să fie mai multă la Roman. La Roman. Așa. Diguri s-au făcut la Roman și hidrocentrale sau microhidrocentrale s-au făcut la Roman. Este, așa. Aia ar trebui să asigure probabil și apă, nu știu. Dar pe lângă curent, nu știu, nu mă pricep. Dar nu, mi se face semn din redacție că nu. No, în caz de situații de urgență, mai iei, te duci, iei cu găleata, duci și apă. Dar ce legătură micro-hidrocentrală cu ce face apă? Dar am auzit și altă variantă. Care? Să facă un demers la apa vital din Iași. Da. Să ne dea niște apă. Da. Păi s-a mai făcut. Știți de unde ne ia apa asta, da, apa vitală? Din Neamț. Tot din Neamț, da. Păi din Neamț, de la Timișești. Cam așa e și cu intrarea noastră în Schengen, știți? Bă, vrei să-mi dai aia? Da. Ți-o iau. Vrei să-mi dai aia? Ți-o iau. Vrei să-mi dai aia? Ți-o iau. Așa, bun. Ai nevoie de aia? Mai vedem. Am înțeles. Așa e și cu apa. Dar cum e cu apa la Roman? Când ați avut apa? E nasol cu apa la Roman, să știți. Ba joc de noi în continuare. Și în continuare și în continuu. Bun. Păi eu nu știu ce am să fac, de exemplu, chiar am să abordez subiectul ăsta și public la Roman, deocamdată l-am abordat strict familial, în sensul că noi noaptea la Roman suntem pedepsiți de păși mai mari de la județ și nu ne dau apă. Seara cam de pe la 10:30 așa, până pe dimineața pe la 6:30, nu avem apă. Nu este apă. Eu cunosc persoane din Vaslui care nu-și pun problema asta. Nu, dar ce vă îndemnăm să... Nu, da, vine iarna și problema e că trebuie să funcționeze centrala. Da, ei iarna folosesc vinul. Nu, da, trebuie să folosim centrala, care face căldură în casă. A, cu apă. Păi aia merge pe bază de gaz, electricitate și apă. Aveți apă în... Gaz avem, ceea ce e bine, electricitate avem, cu apa e o problemă. Păi s-ar putea că la un moment dat centrala aia la 2 sau 3 noaptea, dacă nu ai apă deloc, să nu se mai funcționeze câteodată. Asta e o nu problemă. Mă pricep, recunosc că nu mă pricep. Băi, e o problemă asta și poate fi o problemă pe timp de iarnă. În fine, problema cu apa la Romanii este, eu am spus-o de câteva ori public, o spun și la dumneavoastră în emisiune pe scurt, este o lipsă totală de profesionali și de management la apa SERV. Nu poți să deții o societate, tu Consiliul Județean, ca apa SERV și de ani de zile să nu ai un plan de management în a schimba rețelele de alimentare cu apă. Că vorbim de Roman, lucruri de genul ăsta se întâmplă cu pregătire și în Piatra Neamț, s-au întâmplat și în Târgu Neamț. Romanul e cel mai viciat dintre cele două municipii și al treilea oraș. Adică e o bătaie de joc crasă. Să ai problema asta de ani de zile, știi că o ai și să nu investești bani necesari în a începe să schimbi rețeaua, este de râsul plânsul. Iar cum am și avut intervenție în presă, în contractul de delegare de gestiune făcut în 2009 de Primăria Municipiului Roman cu apa SERV, scrie clar la articolul capitolul 2, cred că articolul 9, punctele 1, 2, 3, coroborat cu articolele 6, 7, 8, scrie foarte clar că operatorul, adică apa SERV, este cel care are în exclusivitate obligativitatea de a interveni pe rețele și de a schimba rețelele respective. Pe zona de extindere, da, e obligația Municipiului Roman. Dar pe zona de a schimba rețelele actuale e operatorul apa SERV. La discuția care am avut-o la Roman, operatorul a recunoscut de față cu toată lumea și nu e prima dată. Și acum câțiva ani în urmă, când era și prefect, a recunoscut la fel cine era atunci la conducerea apa SERV, 76% pierdere.
Păi, eu dacă iau paharul ăsta de apă sau o sticlă de apă și o cumpăr de la magazin și nu mă e de la Apaser, să știți. Nu e de la Apaser, foarte bine. Deci, nu e Apaser. Dar dacă eu o sticlă de apă să o duc acasă de un litru și ea e spartă și o mă ajung acasă cu 300 de 30%. Litri, păi, hai pierderea, sunt banii mei. Și atunci am grijă să nu mai pierd, să iau o sticlă bună. Ei, Apaserul nu mai are grijă asta. Și pentru asta suferim toți nemțenii. Vă dați seama că suntem într-o situație hilară. Românul e la confluența două râuri, Moldova și Siret. Sunt acolo lângă noi, la câțiva 2-3 km, 4 km, cele două râuri, și Moldova și Siret. Și noi nu avem apă, iar Iașiul ia de la Timișești, care e pe teritoriul județului Neamț, Timișești, care e undeva la vreo 60 de km, dacă nu greșesc eu, de Iași. Deci Iașiul are apă de la Timișești, județul Neamț, 60 de km, 60 ceva de km, Românul, la confluență de două râuri destul de mari, Moldova și Siret, în 2-3 km de ele, nu are apă. Vă dați seama cam cum arată situația asta pentru noi, pentru cei din Roman? Și e o situație, repet, generală. Prostul management al lui Apaserv, că prostul management se vede și în Piatra și în Târgu Neamț și în foarte multe alte comune. Dacă cei de la Iași de la Apa Vitală au accesat deja proiectul mare pe POIM de 500 de milioane de euro, 500 de milioane de euro accesat Apa Vitalu, Apaserv nici la acest moment, după ani de zile, nu sunt cu un proiectul în fază de a, finală de a fi aprobat. Și un proiect mult mai mic, de vreo 200 și ceva de milioane de euro. Adică managementul este nu prost, ci extrem de prost. De aia trebuie schimbat. Și ce facem? Păi o să câștigăm Consiliul Județean în 2024 și o să intervenim pe ceea ce înseamnă componenta Apaserv. Din a găsi că sunt două variante, domnul Bănescu, nu ne ascundem după deget. E una din variante este să reformezi din temelie această companie Apaserv și să o faci funcțională, să vii cu o echipă managerială bună și să o faci funcțională. Asta înseamnă o echipă managerială bună, cum spuneam, și ceva timp, da? Că nu poți să faci minuni peste noapte. Sau a doua variantă este să gândești o colaborare, o fuziune, nu știu, într-o formă legală cu siguranță, cu o altă companie, nu o denumesc eu acum, care este performantă și care să vină cu know-how, cu managementul, cu banii, să facă o fuziune cu această companie Apaserv și să o transforme într-un operator regional, nu doar județean local, și atunci să, o altă companie, respectiva companie care va prelua Apaserv, să intre în mod clar cu resursă proprie, să înlocuiască rețelele, că vorbim de Roman, de Piatra, de Târgu Neamț sau de alte comune, să vii cu un preț eficient pe piață, un preț ok pe piață și cu servicii de calitate. Asta sunt cele două mari variante din punctul meu de vedere. Știți cum e? Dacă eu sunt nemulțumit de abonamentul la telefonul care l-am și n-am semnal la telefon, păi mă duc de la Vodafone la Orange, la Orange la Digi, de la Digi nu știu la ce alte firme mai sunt. Că am libertatea asta. E, vedeți dumneavoastră, în cadrul acestui contract, UAT-urile nu pot să iasă când vor. Că trebuie să dea milioane de euro înapoi, că vezi, domnule, au accesat fondurile Apaserv în 2012, în perioada domnului Ștefan atunci, sau domnului Pruteanu, mai exact, bine, era domnul, tot domnul Ștefan era, așa, au accesat fonduri și acele fonduri s-au regăsit în mai multe comunități și acum dacă vrei să ieși din această formă de asociere, îți cer milioane de euro. Și nu poți să ieși, nu poți să duci la alt operator, că Roman au vrut să iasă. Și nu numai Romanul, dar unele comune s-au dus la Apa Vitală. Unele comune nu erau aici în contract și nu s-au erau dus de sine stătoare la Apa Vitală, Vital. Dar Roma nu e aici în contract. Apa Vitalul, la un moment dat, pentru Roman era dispus să dea o sumă de bani. Da, știu, păi și ne-au blocat tot cei de la Apaserv în instanță, ca să știți. Adică ce a făcut la momentul respectiv, era Lucian Micu, primar, inițiativa pe care a avut-o, e salutară. Și insist și eu pe inițiativa asta și actualul primar, domnul Achiriloae, are aceeași filozofie, doar că nu poate să iasă, suntem blocați în instanță astăzi. O idee a domnului Achiriloae mie mi-a plăcut. Domnule, mi-ați oprit apa. Foarte bine. Faceți-mi factura în funcție de apa pe care mi-ați dat-o. Să nu plătesc și perioada... Adică nu prestez un serviciu 30 de zile, prestez mai 12 zile. Păi... O să pierd acum și niște procese în instanța Apaserv pe subiecte de genul ăsta. Că nu se poate. Adică deja e... E un serviciu care nu-i continuu, e discontinu. Da. Aici... În rest, altceva m-ați întrebat ce se mai întâmplă prin județ, în afară de povestea cu Apaserv și la Consiliul Județean. La Consiliul Județean reclam și în fața dumneavoastră și a telespectatorilor faptul că avem peste o lună de zile, de când Consiliul Județean e PNL Neamț și la modul foarte serios, au depus două proiecte de hotărâre de Consiliul Județean. Una, ca cei de la CJ să aloce sumele de bani necesare pentru construirea unui pod de către armată pe pilon la
podul de la Lusca, că avem 4 luni de când e dărâmat, stă podul acolo în apă, oamenii oculesc 20 de kilometri. Și doi, deci nici acum nu s-a intervenit pentru eliberare. Probabil că mai trebuie făcut o expertiză. Nu mai trebuie făcut. Au cerut, de, am înțeles că o asociație din asta eco animalieră a cerut o expertiză să vadă care a fost impactul căderii podului asupra oilor marte. Aha, pod. Și nu pot să... Dar revin la subiect și e foarte important ceea ce vă spun. Deci Consiliul Județean ai PNL Neamț au avut două proiecte din hotărâre de Consiliul Județean. Una, alocarea sumelor de bani necesare din partea CJ-ului pentru construirea unui pod pe piloni, pe soluție de avarie temporară până la construirea unui pod nou. Și avem prețurile la armată, sunt depuse la CJ. CJ-ul refuză să pună pe ordinea de zi și președintele Arsenie refuză să pună pe ordinea de zi. Doi, al doilea proiect este alocarea sumelor de bani necesare pentru întocmirea studiului de fezabilitate în vederea construirii unui pod nou. Astea două proiecte sunt extrem de importante. Primul, ca să rezolvi situația temporară. Al doilea, ca să știi care e valoarea unei investiții noi și zona respectivă, dar valoarea investiției noi, ca să știi ce bani poți, ce bani trebuie să aloci. Acea alocare bugetară ne-am asumat noi, liberalii, că am avut discuții cu premierul României, cu domnul... De la fondul de rezervă. Prim-ministru Ionel, cu domnul prim-ministru Nicu Ciucă, nu de la FRB, nu din fondul de rezervă bugetară, ci ca la crearea bugetului pe 2023. Înțeles. Să avem amendament acolo în care să ni se aloce suma de bani pentru județul Neamț, pentru construirea unui pod nou. Dar trebuie să ai și un SF în spate. Consiliul Județean, care e proprietar, beneficiarul, bun, trebuie să aibă un SF. Păi, asta mi se pare o problemă foarte aici mare pe probleme. Care o ridic eu. Aici sunt două probleme. Unu. Pentru că refuzi pe de-o parte să rezolvi problema temporară oamenilor de acolo. Clar. Da? Și doi la mână, refuzi să faci SF-ul în condiții în care ai nevoie de SF ca să putem să-ți aducem banii de la guvern. Pentru că o să iasă domnul Arsenie sau colegii domniei sale de la CJ care îl susțin așa și o să spună, domnule, noi nu putem, că nu știm, că nu avem SF, care e suma, că o fi 5 milioane, că o fi 8, că o fi 7, că o fi 9. Cine ne spune? Că spune domnul Lazar la televizor, că spune alt domn, că spune domnul Bălănescu, că au ei informații, domnul că au discutat. Bălănescu nu spune, consemnează. Că au discutat cu, eu știu, eu am informațiile astea că am discutat cu niște oameni de afaceri din zona de construcții care asta fac. Și mi-au spus, domnule, că am pe aici pe undeva, cred că ar fi undeva în jur de 7-8 milioane, 2500 de euro metru pătrat de pod, nou construit, că am pe aici pe undeva ar fi suma. Poate la prețul actual să fie mai mult, 3000, nu știu, nu sunt de specialitate, dar trebuie făcut SF-ul. Păi refuzând să facă SF-ul Consiliul Județean, nu știi suma pe care să ți-o aloce guvernul. Și atunci rămâi fără pod. Cât, până unde poți să meargă acest domn Arsenie în meschinărie, în răutate, că asta e o răutate față de nemțenii aia de acolo, 20.000 la număr, să nu vii cu soluții concrete pentru pod. Bă, nu fi soluția liberală bună. Că liberalii nu sunt cei mai deștepți pe fața Pământului, dar să vină el cu altă soluție. Să vină în Consiliul Județean să facă ședință ordinară sau extraordinară cum vrea, online, cu prezență fizică, online. Cu prezență fizică, ca să ai și dezbatere. Sau online, dacă nu poate să deplaseze de la București, dar să rezolve, să vină cu alte soluții, cu amendamente la proiectele noastre, că orice proiect e perfectibil, nu am o problemă cu treaba asta, nu suntem noi liberali cei mai deștepți și cei mai buni, și soluțiile noastre pot fi completate, amendate, nu avem o problemă. Problema este să rezolvăm lucruri de acolo. Eu stau lângă zona Sagna-Luțca acolo, sunt la câțiva kilometri și știu ce înseamnă pentru, și cunosc foarte mulți oameni din zona respectivă, acum nu știu ce înseamnă pentru fiecare, pentru mulți dintre ei care fac naveta la Roman. Păi făcând un calcul, domnul Bălănescu, 20 de kilometri pe zi, 40 de kilometri pe zi, aproximativ 20-30, dacă faci ori 5 zile, dacă faci ori 20 de zile, dacă faci la un consum mediu de 7-8%, mi-au spus oamenii de acolo, sunt între 300 și 400 de lei pe lună, pe care pe respectiva persoană o costă în plus carburantul ca să se ducă, să se întoarcă de la Roman, dacă are serviciu. Nu judecați bine. Vă judec foarte corect. Să răspund de ce. Și asta e problema oamenilor care spun 400 de lei pentru oamenii respectivi înseamnă ceva. Da. Pentru cei care le hotărăsc destinul, e nimic. E prețul unui mic dejun la, pe Dorobanț la undeva la o cafenea de fițe. Nici nu-i ajunge. La Oșu, de exemplu. Da, așa, cum se cheamă, cum ai spus? Oișo. Oișo, da, nu mai știu, că eu am dat niște nume de cafenele într-un material, nu le mai țin nimeni. Sau la Vacamu. La Vacamu, așa, la Vacamu. Acolo îi place, președinte. La Vacamu. Îi place, dacă bun, acum, lăsând toate la o parte, eu asta... înțeleg ceva. Vă rog. Vă rog să-mi spuneți, că ați fost în prefectură. Da. Proiectul de hotărâre pe care dumneavoastră, consilierii dumneavoastră l-au dus, două, îndeplinea
condițiile legale. 100%, da. 100%, da. Păi atunci de ce nu vă îndreptați împotriva celor care refuză să-l pună? N-am pus la dispoziție proiectele? Eu vi le pun la dispoziție, că le avem. Deci, nu. De ce nu vă îndreptați împotriva celor care au obligația legală? Păi a trecut unul, o să ne îndreptăm. Deocamdată o să facem tot ceea ce ține de noi, să atragem atenția în mod public a decidentului, a responsabilului din CJ, să pună proiectele pe ordinea de zi și să găsim formula să fie adoptate în forma depusă noi inițială sau într-o formă amendată de colegii din CJ. Nu avem o problemă. Dar este, domnul Bălănescu, până a depune noi cele două proiecte, da, nu s-a întâmplat absolut nimic acolo. Nu a venit nimeni de la CJ să-i mai întrebe pe oamenii aia, bă, e bine, e rău, hai să găsim soluții, hai să facem ceva. Nu s-a întâmplat absolut nimic. E de datoria beneficiarului, acelui care întreține podul, adică a Consiliului Județean, să intervină acolo. Nu e de datoria altora. Dar văzând că principalul factor nu-și face treaba, adică CJ-ul, intervenim noi prin legislativul CJ-ului, adică prin Consiliul Județean. Trebuie făcut. Altă soluție, altă pârghie, noi nu avem la îndemână. Dar este strigător la cer cum în perioada asta, de 4 luni de zile, cu acel pod care stă în apă, să nu ai o soluție, să nu ai intervenție pe zona asta. Iar podul s-a dărâmat, nu sunt eu procuror, nu sunt judecător să stabilez vinovați, dar din ce pare, înainte de autorizația de procesul verbal de recepție finală, care nu a fost întocmit, da? Și nu a fost dat, nu au fost invitați cei de la ISC, s-a dat drumul la circulație. Nu știu, că o vinovat constructorul, că expertul, că CJ-ul, sau poate toți la un loc mai sigur, nu știu. Dar responsabilitatea, clar, e a CJ-ului să intervină. Bă, să stai de 4 luni doar, aproape doar în București, să nu te intereseze odată, sau eventual, cum spuneam la începutul emisiunii, să dai ordin. Să dai ordin. Cui? Adjunctului tău, care îți ține locul la CJ, că ai doi adjuncți acolo. Acum e numai unul, că am înțeles că unul e bolnav. Nu știu, ai doi ajuncții, ai aparat de specialitate. Bun. Ai președinte lăsat pe la PSD pe acolo, chipurile, care vrea să... Este și domnul Asafte, este, deci avem oameni capabili. Ai și domnul Asafte, un mare avem oameni capabili, nu da? Adică, e o problemă. Bă, să nu faci absolut nimic, să te doară în cot pe românește de 20.000 de oameni de acolo, este nesimțire crasă. Altfel nu pot să denumesc. Aș putea să o denumesc și mai urât, dar nu în cadrul emisiunii. Eu zic să ne oprim în chestia asta optimistă, de simțire crasă, da. Pentru că am depășit cu vreo 15 minute. Dar nu-i nimic, mai stăm. Am depășit la subiectul ăsta, ca și subiectul apei, ca și subiectul spus de dumneavoastră la început cu telegondola, sunt subiecte importante, dar ăsta e un subiect grav. Ăsta e un subiect foarte grav. Că ai un pod căzut acolo și nu se întâmplă absolut nimic să rezolvi situația, nu se întâmplă absolut nimic. Asta mi se pare o lipsă de bun simț și o nesimțire, cum spun, acum, crasă. Să știți că podul căzut la Lusca, da? Are efecte unde nici nu vă gândiți. Unde? În Ucraina? Nu, bine, că ne vom duce noi să construim podul în care deja este o glumă. Să le facem podul rușilor în Crimea. Asta este o glumă. Nu, are efecte inclusiv în zona asta de folclor popular. Adică. De exemplu, acum sunt 3 oameni din Neamț care lucrează la o variantă nouă a baladei meșterului Manole. Așa. Problema este că încă nu s-au hotărât cine să fie Ana, pe care să o zidească în pod. Da, mai așteptăm, vedem care este... Pot până la urmă nu o să țină decât dacă zidești pe cineva. Pot fi câteva variante, să știți. Deci, asta zic, care sunt oamenii de asta... apropiați președintelui. Deci oamenii se gândesc cine să fie Ana. Știți că era un film sau niște clipuri mai oamenii, de mult. Toți oamenii președintelui. Putem, da, dar în particular ca să nu ofensăm pe cineva, vreo doamnă sau vreo... După emisiune. Așa, care pot fi întruchipate foarte bine, mulțumim. Ca Ana, sensul figurat. Bine, sensul figurat, absolut. Mulțumesc pentru participare. Și eu mulțumesc pentru invitație. Ce scuze că am vorbit așa de mult la început, dar mă pornisem, știți, și n-aveam cum să mă opresc. Oameni buni, asta a fost emisiunea de azi, să vedem când ne mai întâlnim, când mai discutăm, că subiecte gârlă, ca să nu spun altceva. Numai bine, sănătate. Mulțumesc.